Alexio și Comara Piraților. Epa! Ei, te-ai băgat într-o aventură. Să înnoți pe mare pe o asemenea furtună e foarte riscant. Cum crezi că o vei scoate la capăt acum? Bună idee! Să încercăm să facem ceva din resturile bărcii. Două bețe încrucișate. Ar trebui să le fixezi între ele. Această caracatiță curajoasă este mulțumită că i-ai încredințat o misiune atât de importantă. Cred că știu ce vrei să construiești. Un zmeu adevărat. Zmeul este gata. Acum e timpul să te gândești și la altceva. Bine, și mai departe? Oh, perfect! Mai ai doar coada. Minunat! Ai construit un zmeu! Bate puțin vântul. Să sperăm însă că planul îți va reuși. Ei, marte capri! Wow, ce mai zbor! Ei, și? Presimt că asta e o sticlă foarte importantă. Salut, salut, stimate Rexio! Sunt Zapinson Crusoe și acesta este prietenul meu, Puiuț. Vrei să împrumuți cheia mea, nu-i așa? Știu și eu. Mai întâi va trebui să-mi prind câștele. Mi-e teamă să nu fugă în pădure și să nu fie mâncate de fugari sau de alte viețuitoare. Vrei să prinzi gâștele? Bine, gâște, gâsculițele mele! Ei, bravo, bravo, poți împrumuta cheia. Lasă cheia în ușă, Puiuț o va închide. Trebuie să te descurci cu această sarcină. Găsit asta în sticlă pe plajă și nu știi ce este? Arată-mi-o mai aproape. Pare scrisă cu cerneală simpatică. Dacă aș avea un foc, aș încerca să o citesc. Dar Puiuț nu le are cu aprinsul focul. Bine, dă click într-un loc de pe hartă și vei vedea ce se întâmplă. Oh, ai făcut, înțeleg. Dar știi ceva? Nu este greu deloc. Am observat că de fiecare dată când apropii focul de hartă, partea cea mai apropiată se conturează, iar toate celelalte din vecinătate se colorează puțin. Sunt sigur că dacă dai click pe fiecare zonă, într-o anumită ordine, vei reuși să descoperi întreaga hartă fără să o arzi. Odihnește-te și mai încearcă! Oh, ai făcut o gaură în hartă. Bine, dă click într-un loc de pe hartă și vei vedea ce se întâmplă. Ai făcut.
ceva nu se potrivește. Ei bine, pot să o fac, dar nu-mi place să te văd chinuindu-te. Puiuța a pescuit în ultimul timp 80 de sticle asemănătoare. În fiecare era același lucru. Sunt sigur de asta, pentru că le-am văzut pe toate. Te rog, ia una. Căpetenia puilor din sat te va ajuta să citești ce este scris pe hârtie. Este codul șoarecilor din limba lor secretă. Hei! Hei, la drum! E, bine. Minunat! Încă vreo câteva salturi și vei ajunge în sat. Ura! Am învins râul! În fața noastră se află satul căpeteniei puilor. Vai de mine! Ce se întâmplă aici? Bunicul Mărteșoaie se prezintă la ori. Unde sunt florile? Să ne pregătim pentru manevră! Pământ la orizont! Probabil! Cine va câștiga casa din brânză? Cine va câștiga casa din brânză la întreg? Eu, de asemenea! La ta! 100 de galoane de rom ieftin! Pirații comandă! La ta! 100 de galoane de rom ieftin! Pirații comandă! Ne mănâncă templul zeului Cocobrânză, ci atunci va veni Cașmagedonul. Zeul Cocobrânză nu se va lăsa. Cred că ar trebui să vorbești cu căpetenia puilor. Pare nervos rău de tot. Ce? Cum? Da, cunosc cifrul șoarecilor, dar te voi ajuta să descifrezi inscripția de pe hartă dacă vei salva satul de atacul piraților. Da, așa voi face. Hai deodată, nu e timp de pierdut. Pirații nu vor întârzia. Succes! Ce facem? Ce facem? Aceste nuci de cocos pot fi folosite pe post de armă. Ei bine, șoareci, la atac! Ura! La lupte! Acum eu! Cum să... Atac! Cașalot, la treabă! Ulele! Acolo! Și ce era acolo? Trebuie să plec? Cașalot, la treabă! Și ce era acolo? Matelot, te rog! Cum să înțeleg asta, Matelot? Acolo este un... Domnul? La... M-a lovit! Ei, Deus! La lupte! Au! Ulele! Capitanul! Deja! Acum eu! Cașalot, la treabă! Vreau să scap de scorbut! Ulele! Domnul! Imaginează-ți că aceste nuci de cocos nu sunt acolo! Acolo este un câine și aruncă cu nuci de cocos. Ulele, unde sunt? Matelot, te rog! Ei, de 100 de ori, prea este viața de pirat. Vreau să scap de scorbut. Poate notăm până în Creta? Minunat! Pirații nu se vor întoarce așa de repede și mai ales fără căști de protecție. Bună treabă! Au fugit mâncând pământul. Ei bine, asta e. Am promis că te ajut să descifrezi inscripția de pe hartă. Arată-mi hârtiuța.
Imediat, imediat. Sticla 272. Ahoy, stop, sunt capitanul Vântura Apei, stop. Am căzut peste bord, dar trăiesc, stop. De 3 săptămâni supraviețuiesc pe vasul naufragiat care transporta o încărcătură de sticle, hârtii și cerneală simpatică, stop. Anexez harta, stop. Te rog, găsește comoara și apoi ia legătura cu echipajul meu curajos, stop. Ei te vor ajuta, stop. Sunt băieți foarte buni, deși își cam fac de cap fără capitanul lor, stop. Ajunge. Acum înțeleg de ce ne-au atacat proștii ăia atât de brusc. Capitanul cred că s-a înnecat. Mai întâi și mai întâi trebuie să găsești comara, apoi caută pirații și convinge-i să plece în căutarea capitanului lor. Ce vrei? Nu vezi că sunt dezamăgită? Așa! Fără vorbe, ridică-te în fața reginei! Nu las pe nimeni! Nu te-aș sfătui să te cațeri pe această trambulină fără un motiv anume. Poate fi periculos? Fără vorbe, ridică-te în fața reginei! Știi că sunt un cocoș de lume! Trebuie cocobrânză pentru templu? Îți dau eu cocobrânză, dar mai întâi trebuie să treci peste probe. În primul rând, mi s-a stricat discul cu melodia preferată. Dacă ai reușit să inventezi alt mod ca să o pot asculta, ar fi extraordinar. Iar a doua sarcină sunt perlele. Vreau să-mi găsești toate perlele din golful nostru. Dacă faci asta, vei primi cocobrânză. Dar eu, Dita mai regina, nu o pot lăsa pe seama unor sticle. Vreau să-mi o cânte supușii mei în fiecare dimineață. Așa este. E aceeași melodie ca și cea de pe discul reginei. Oare cum supușii ei vor putea să cânte singuri melodia ei preferată? Așa! Așa!
Hei, să ne scufundăm după perle. Numai să nu uiți că trebuie să mai ieși din când în când și la suprafață ca să iei aer. Perlele sunt cât un ou de găină, cum le vede regina Le. Te rog, iată cocobrânza. O meriți. O să te duci la templu și să vezi dacă îți place la gust. Așa! Așa! Văd! Este cocobrânză. În cazul ăsta vă rog, vă invit. Îmi face plăcere să vă cunosc. Plecăciune adânci! Bine ați venit la templul zeului Cocobrânză! Vă rog să observați că totul e construit din brânză preparată din lapte de cocos. După mine este unic în univers. Chiar vrei să ajungi în interiorul vulcanului? Mă tem că nu oricine e demn de o asemenea onoare. Mai întâi trebuie să te rogi zeului Cocobrânză. Numai el poate deschide poarta care te duce în subteran. Oh, da! Dacă vei ghici cele 5 ghicitori legate de univers, poate că se va deschide. Ce cântărește mai mult? 2 kg de oțel călit sau unul de puf? 2 kg de oțel călit? Nu am cuvinte! Are 2 găuri. El miroase totul, dar tu nu-l poți mirosi. Nas? Nu am cuvinte. Ce este mai greu? 2 kg de puf sau de oțel călit? 2 kg de puf? Într-adevăr, așa este. Ce e soare, dar înflorește pe cum? Pe culoarea soarelui? De unde ai știut? Eu mă chinuiesc de ani de zile să rezolv această ghicitoare. Locuiesc pe Calea Lactee. Cine crezi că sunt? Vacă? Stea? Ha, ha, ha! Ura! Poarta e deschisă! Drumul e liber! Succes! Zeul Cocobrânză, stăpânul cocosului, a ascultat rugile tale și iată, îți dă binecuvântarea sa! Nu-ți rupe picioarele și fii atent la păianjeni! Desenul de pe perete arată ca o hartă. Harta tunelului. Merită să încercăm! Că acolo unde am intrat cu felinarul erau niște imagini desenate pe pereți. Am impresia că...
Minunat! Ai observat ce se află pe fundul vulcanului? Poate nu era rece. Ura! Am învins marea de lavă! Nu funcționează. Cred că... Aha! De? Încă o dată. La revedere. Ai nimerit. O pulbere fină. O pulbere fină. Ai nimerit. Fină. La revedere! O pulbere fină! Ura! Drumul e liber! Căpătinaților, deschideți odată! Pe 100 de vin! Pe 100 de butoaie de vin! Căpătinaților, trezit! Pe 100 de butoaie de vin! Trezit! Deschideți odată! Căpătinaților! Qua, qua, eh, qua. Nu ai motive de prosteală. Pe 100, trezit. Pe 100, pe butoaie. Pe vin, trezit. Încăpățenație deodată. Cred. Iar tu? Gata,
Comoara e a noastră. A noastră? Ura! Numai a noastră! Deși, nu, comoara e a piraților și trebuie dusă la casa oului singuratic. Ei bine, acum avem comoara. Dar cum putem să-i găsim pe pirați? Dacă ar fi să ne luăm după capitanul Vântură Ape, pirații sunt băieți buni. Suricule, ori de soi, trezește-te pentru Dumnezeu! Luați-l voi, șoareci! Ha-ha! Te-ai prevaz cu el! În curând va spune totul! Stop! Cineva a luat comoara? Ei, întoarceți-vă, pațachinelor! Nu eu! Ei, și ce facem cu această comoară? Parcă avea capitanul o idee! Ah, dacă locțiitorul capitanului ar fi putut citi ce a scris acesta pe hartă... Câinele trebuie să ne aducă comoara? Oh, și noi care ne-am purtat urât cu el. Trebuie neapărat să le liberăm și să-i cerem iertare. Domnule Rexio, aș vrea să cer scuze în mod oficial în numele tuturor celor adunați aici pentru această neînțelegere cu comoara. Totodată aș dori să vă informez că vom pleca imediat să-l salvăm pe al nostru, să nu ne temem să spunem capitan iubit Vântură Ape. Și apoi vom înota direct spre casa oului singuratic. Ce? Din banii obținuți din vânzarea comorii noastre, numismaților, am hotărât să înființăm un incubator. Așa cum voia să facă și capitanul Vântură Ape. Ahoi, la revedere! Cine știe unde ne vor mai purta valurile mării? Ce? Dați un în palmieri. Și iată, viteazul Rexio a recuperat comoara piraților și a ajutat la căutarea capitanului Vântură Ape, care se pierduse. Toți s-au bucurat foarte mult. Pirații l-au găsit pe capitan. Ioane! Capitane! Casauricule, oști de soi, mai trăiești încă? Oh, și voi, curajoșilor! Oh, capitane! Și tu, capitanul și-a realizat în sfârșit visul și a dus comoara la casa oului singuratic. Găinile s-au bucurat chiar mai mult decât capitanul, deoarece pirații au plecat în not în lume și se pare că nu se vor mai întoarce foarte curând. Rexio s-a bucurat de barca nou-nouță primită cadou de la găini și că astfel a putut să se întoarcă acasă. Și Cârtița a înnebunit de bucurie pentru că, de când a fost găsită comoara, nimeni nu i-a mai deschis acoperișul în momente neașteptate. Totul s-a terminat cu bine. Dacă... Ce le-a nimerit pe găini? Cine este diabolicul Broscoi? De ce miroase urât oul cosmic? Veți afla răspunsul în următoarea poveste a aventurierului Rexio. Iar tu? Mi, 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 mi.